Programul de lucru al Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu va fi extins și în weekend pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor cu drept de vot, ale căror documente au termen de valabilitate expirat. Inclusiv sâmbătă și duminică, cetățenii cu acte de identitate expirate se vor putea prezenta la ghișeele direcției pentru a solicita eliberarea unui nou document. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu va extinde programul de lucru cu publicul în vederea eliberării actelor de identitate necesare participării la alegerile locale din data de 5 iunie. Astfel, toată săptămâna programul va fi extins cu 2 ore și se va lucra inclusiv sâmbătă și duminică. Luni, miercuri și vineri vom avea program de primiri dimineața cu intervalul orar 8:30-13. Marți și joi vom da posibilitatea celor care lucrează dimineața să poată să vină să-și facă actele de identitate și vom primi documente pe intervalul orar 14-18. Urmând ca sâmbătă să lucrăm de la 8 dimineața la 4 după amiază, iar pe 5 iunie, de ziua alegerilor, să deschidem ghișeele de la 7 dimineața, exact când se deschid și urnele de vot, și vom închide la 21. Pentru a se evita aglomerația la ghișee, reprezentanții Direcției pentru Evidența a Persoanelor Târgu Jiu îi roagă pe cetățenii cu buletine expirate să nu amâne pentru ultima zi solicitarea unui nou act de identitate. Rugăm pe această cale ca oamenii să se prezinte din timp, să nu lasă pe ultima 100 de metri. Îi rugăm totodată doar cazurile speciale în care efectiv au actele de identitate expirate sau deteriorate și nu ar putea să-și exercite drepturile electorale să se prezinte. Luni, în prima zi cu program special, direcția a înregistrat 100 de cereri de eliberare a unui act de identitate, iar astăzi aglomerația de la ghișee a fost și mai mare spre nemulțumirea oamenilor care au așteptat la rând. Expirea noastră. Și pentru alegeri? Și pentru alegeri, da. Vreți să vă dați? Bineînțeles. Pe sală așa, fără un geam, fără aer condiționat, cu atâta lume? Nu, suntem nemulțumiți. Poți de atâtea ori la votare, când a fost și nu m-a primit, că n-am buletin. Și acum a venit ca să fac nou buletin. Să fiu cetățean al Comunii Bălești. Să puteți vota. Să pot vota. Sunt și operată la inimă și dacă mai stau aceea la, încă o dată la rând, mor. Da, păi normal. Din cauza asta te-ai expirat. Programul de lucru special al Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu se va încheia duminică seara.